Hai, hai, băieți, împingeți mai tare la dosarul Microsoft. Ce, e în pantă? E ciudat că în dosarul Microsoft au fost condamnați Cocoș, Pinalti și Gabi Sandu, dar miniștrii Cati Andronescu, Dan Nica, Adriana Țicău sau Daniel Funeriu stau undeva pe margine, da, așteaptă la rând să fie băgați și ei în horă. Mă rog, azi a intrat Alexandru Atanasiu, pus sub acuzare pentru abuz în serviciu. Pentru că n-ar fost necesare acele licențe, nu pe corupție nimic, deci nu am luat mită, a fost drăguț domnul procuror, a zis știu că dumneavoastră nu luați bani și nici bunuri necuvenite. Care este aplicația? Că acele licențe nu erau întru totul necesare, da. Da, domne, au zis și procurorii, chiar au vrut să-i dea o medalie de om cinstit, un certificat, ceva. Se terminaseră, dar îi dau data viitoare. Ci că l-au purtat prin toate birourile pe Atanasiu, să-l dea ca exemplu de om cinstit. După aia l-au pus sub acuzare. Haideți că mai vedem, domnul Atanasiu, e iarna lungă, zic să nu ne pripim cu declarațiile. Și alo, domnilor, nu credeți că ar fi trebuit să o faceți pasta cu miniștrii mai întâi? Sau măcar în paralel, nu știu. Mă rog, cine suntem noi să vorbim? Bine măcar că în sfârșit apare în dosarul Microsoft cineva de la Microsoft. În sfârșit! Silviu Hoteran, pus sub acuzare în calitate de fost director general al Microsoft România, a ocupat această funcție până în anul 2004 și ulterior și între 2007 și 2008. O a doua persoană care a ocupat aceeași funcție ulterior, Ovidiu Artopolescu, de asemenea citat pentru astăzi la DNA, iar din informațiile noastre sunt și alte persoane chemate la audieri, fie din cadrul companiei, fie persoane care au intermediat relația de semnare a respectivelor înțelegeri pentru extinderea cercetărilor. E, normal, un pârlit de român, doar nu credeți că o să trimită Microsoft pe cineva de sus. Am mai zis-o. În țara asta sunt condamnați prea mulți oameni care au luat bani și prea puțini care au dat. Haideți să ne apropiem și de ăia care au dat bani, că altfel corupția apare așa, o chestie de genul se mituiesc unii singuri, își mută banii dintr-un buzunar în altul. După cum la fel de scârboasă e și faza cu oamenii de afaceri care fac denunțuri pe bandă. Vezi, doamne, în tot acest timp ei au fost niște victime, da? Nu, tată! Le plăcea să dea bani la partide pentru ca apoi să ia contracte. De fapt, de la ei a plecat. Ei au pus pe roate corupția. A, că doar așa funcționa treaba în anii ăia? Dar în vremurile alea, când doar așa mergea, câți dintre ei au făcut denunțuri la DNA? Ia uite, ia uite, l-au chemat și pe Nea Florică, denunțătorul. Da, dosar. A venit momentul să dați socoteală și dumneavoastră. Ce le spuneți astăzi procurorilor? Vă mai scapă acele denunțuri care răspunde? Aoleu, ce fa, mă, Florică, mă? Ți-au promis că o să te lase în pace, i-ai dat pe toți în gât și acum te-au chemat să dai cu subsemnatul, ă? Neserioși procurorii ăștia, poate au pierdut hârtiile, mă, sau vor să mai torni niște oameni. Toarnă acolo, Florică, bărbatule care ești tu, bărbat, varsă tot. Deci afaceriștii ăștia, gen Florică, altfel niște găinari, au acceptat dictatura asta a corupției cât timp le-a fost bine. Acum că s-a schimbat treaba și s-a ajuns la arestări și dosare, vai, da, știți cât am suferit, la ce presiune am fost supus? Taci, taci, că nu mai era nimeni ca tine când aveai partidul în spate.